găsit la Andreea cu tot mai începem legea de treaba. Tema pentru acasă, poate așa intenționăm noi, acasă. Plasa. Cum există plasa? Pregătitoare. Pregătitoare, în Pregătitoare. Da, plasa pregătitoare. Cu... cu Emma, nu? Eva, nu Eva, Eva. Nu mai spun cu Eva, dar să subțineți că Eva este la tablă, ea este cea care ne pregătește acum lecția, da? Hai să vedem, Eva. Totdeauna se începe cu recapitulare, să recapitulăm o parte din noțiunile pe care le-am făcut în lecția anterioară. Și acum, te rog să spui tu pentru 6, care sunt pericle de numere, prietene care fac 6. 1 și 5. 1 și 5. 1 plus 5 egal cu 6. Apoi. 2 cu 4. Deci scade. Ăsta merge și ăsta scade. 2 cu 4. Deci 2 cu 4. 4 cu 4. 6. Apoi altă pereche. 3. Plus. Deci pentru 6 metri sunt pereche. Și 6 cu 0. 6 cu 0, sigur. Nici mai așa, 6 cu 0. Egal cu 6. Perfect. Te rog pentru 7 să stabilești toate perechele de numere care fac 7. 1 și 6. 1 și 6. 1 plus 6 egal cu 7. Acum. 2. 2 plus. 2 plus 5, perfect. Așa, apoi. 3 plus 4. 3 plus 4. Sigur, da, da. Tot șapte. Și 4. 4 plus 3, totul este. Ori 3 plus 4, ori 4 plus 3, tot același lucru, da? Adunarea este. Își pot schimba lucrurile acum. 8. Ia să vedem unul din cine e format, care sunt prietele. 1 și 7. 1 și 7. 1 plus 7 egal cu 8. Apoi. 2 cu 6. 2 plus 6 egal cu 8. Apoi. 3 cu 5. 3 cu 5. Corect. 4 cu 8. Apoi. 4. 4 cu 4. 4 plus 4. Tot așa. Bine. 9. Hai să vedem 9. Care sunt perechile de numere care se dau pe 9. 9 și 0. 9 și 0. 9 plus 0. Egal cu 9. Apoi. 9. 8 plus 1. 8 plus 1. Sigur că da. 9. Apoi. 7 plus 2. 7 plus 2. Pare. 7 plus 9. Apoi. 6 plus 3. Da. Apoi. 4 plus 5 plus 4. Sigur că da. 5 plus 4 sau 4 plus 5 e același lucru. Da? Ori 5 plus 4 ori 4 plus 5 este același lucru. Ia să vedem pentru 10. Care sunt proiectele de numere? 1 și 9. 1 plus 9. Sigur că da. Facem 10. Apoi. 2 cu 8. 2 plus 8. Corect. Facem 10. 3 plus 7. 7. Corect. Facem 10. Apoi. 4 plus 7. Exact. Facem 10. 5 plus 5. Iată că am scris toate variantele. Acum, eu o să încep de partea asta și te întreb așa. 3 plus cine? Pun o căsuță. O căsuță, că nu știu ce să pun eu. Egal cu 3 plus cine? Egal cu 9. 3 plus 9.
Vrei pus că se facă nouă. Ne uităm pentru nouă. Trei și cu cine face nouă? Trei și cu șase. Trei cu șase, perfect. Face nouă, da? Dar patru plus cine să facă zece? Patru plus cine să facă zece? Patru plus șase. Plus șase, sigur că da. Șase egal cu zece. Să vedem. Trei, doi plus cine să facă zece? Doi plus ce? Cu cine a adunat doi să facă zece? Cu opt. Opt, perfect. 3 plus cine să facă 10? Tot 10, da. Plus 7. Plus 7, bă. 3 plus 7. Și 4 plus cine să facă 9? 4 plus cine să facă 9? 4 adunat cu cine să facă 9? Face 9. Și eu te cum țin în minte? 5 cu 5 face 10. Dacă îi scade de la 1, face 9. Dar face 9. Deci a scăzut din 5 pe 4 și 4 și cu 5 face 9. Bun. Hai să te învăț acum ceva cel mai important. Cel mai important din ziua de azi. Uite, 7 plus 5. Sunt două numere. 7 plus 5. Este undeva 7 plus 5? N-avem. Nu? 7 și cu 5 n-avem. Prin socotelele astea, 7 plus 5. Însă, dintre 7 și 5, care e mai mare? 7. 7. Deci eu sunt mai puternic, zice 7. Stai de vorbă cu 5. Eu sunt mai puternic. Și te rog, 5, să-mi dai mie până la 10. Oare cât timp ai trebuit lui 7 până la 10? Lui 7 până la 10? Ia uite de lui 7 până la 10. Îi mai trebuie 3. Perfect! Și zice... 5. Te rog să-mi dai un 3. A bătut la 5. A bătut la 5 la ușă. Și cere lui 5 să-i dea un 3. 5 o zice bine. Și dă un 3. Deci pleacă de la 5, pleacă un 3. Pare că mai rămâne în 5, dacă pleacă 3. 2. Deci mă mulțumesc și eu, mi-o rămâne 2. Și 3 și cu 7 îmi face. Hai să vedem. 7 plus 3. Da? 7 plus 3 eu. Și plus 2. Sigur că da. 7 și cu 3 va face 10. Deci o să spunem că e egal cu 10. Plus 2. 10 plus 2? 10 plus 2 egal cu 12. Perfect, perfect. Vezi, Eva, iată că am descoperit că 7 și cu 5. 7 și cu 5 egal cu 12. Da? De asta, 7 și cu 5 egal cu 12. Dacă m-am făcut 7, care e mai puternic, am învățat copiii noi așa, că e mai puternic, o bătut la ușă la 5 și eu cer, dă tu cât mai am nevoie. Și zici, dar cât ai nevoie? Întreabă 7, 5, cât ai nevoie? Și zice, m-am nevoie de? Până la 10? 3. Și zice, bine, te împrumut eu, îi dă 3 și rămâne în locul lui 2. Și face 3 și cu 7, îi face 10. Și aici a rămas 2. Și 10 plus 2 egal cu 12. Foarte important. Am descoperit astăzi cum se poate face aflarea la două numere care trec peste 10. Ia să mai vedem altă. 8 plus 7 egal cu 3. Cine e mai puternic? Între 8 și 7. 8 e mai puternic. Sigur că da. Și zice, ia dragă, că mi-i bate la decenul 7. Și zice, am nevoie până la 10. De cât mai mult până la 10? 2. 2. Deci te rog frumos, dă-mi un 2 la tine. Și 7 zice, îl dau. I-a dat 2. Cât a rămas aici? Cât a rămas în locul 7? De acolo a rămas pentru o dată 2. Deci din 7, o dată 2.
De 7 litri de zi. Așa, astea 7. Dăm pe 2 și rămâne? 5! 5, sigur, da. Că îl dăm pe 7 și pe 6. Și rămâne 5. Așa, dar urmați 5. 8 și cu 2 face cât aici? 10. 10 și cu 5 care e în partea asta, care se lipește? Face? 5 care se lipește, face 15. 15. Iată și m-am făcut calculul foarte frumos. 8 și cu 7 egal cu 15. Da? Deci am înțeles acum șmecheria asta. Ne vorbim să ne urmăresc cu foarte mult drag prietenii noștri. Ce vă am arătat acum, o să bucuri foarte, foarte tare. Șmecheria este așa. Dintre cei doi, hai să vedem șmecheria ca să ținem minte. Dintre cei doi, aflăm care e mai puternic. Mai puternic este 8-ul. Și 8-ul zice, te rog frumos să-mi dai câte îmi trebuie mie. Și zice, câte îți trebuie? Păi vezi, dacă îți puternic, cât mai trebuie? Un 2. Și rămâne cu 5. 8 și cu 2 face 10. 5 se lipește la, lipește la 10 și fac 15. Hai să vedem încă unul. 7 plus 7 plus 4. Egal. Ia să vedem mai ce facem. Dintre 7 și 4, care e mai puternic? 7 e mai puternic. Mai puternic. Și ce zice 7? Cât vrea să facă? Cât de mare să facă? Până la 10. 10. Asta e bucuria, să facă 10. Și cât e mai întrebare din 7? E mai întrebă 3. 3. Și zice, dă-mi de la tine 3 și pleacă 3 de aici. Și rămâne aici cât? Dacă o pleca din 4? 1. 1. Și aici fac împreună 7 de foarte bucuros. Foarte bucuros că are pe bine 3 lui el se face și face 10. Și 10 de asta și 1? Cât face? 10 cu 1 face 11. 11. Perfect. Perfect. Foarte interesante socotelele astea când trebuie depășim pe 10, da? Până la 10 le avem toate sus, dar acum le depășim pe 10. Hai să vedem în casă. Zicem 9 plus 7. Și egal cu... Ce e mai puternic? Și zice 7. Dă-mi te rog câțiva ca să mă fac și eu... Să mă fac 10. Să mă fac 10, da. Și 7 îi dă... Și 7 îmi întreabă cât îți dau. Așa. Îi dă 1. 1, sigur că da. Sigur că da. Și 9 se lipește. 1 se lipește la 9. Fac aici 10. Dar cât o rămas dacă i-a dat 1? Dacă i-a dat 1, 10. 7. Din 7 am dat pe 1, cât a rămas în locul 7? În locul 7 a rămas 6. 6, perfect. Și acum 10 se lipește, 6 se lipește de 10. 6 se lipește de 10 și cât face? 6 se lipește de 10. Ce? Și face 16. 16. Minunat. Uite, vreau 8 plus 9. 8 plus 9. Tu faci acum. Vorbește tu, care e mai mare, discuția între ei. 9 e mai mare decât 8 și nu întreabă 8-ule. Dă-mi și mie câțiva ca să mă fac și eu 10. Și 8-ul întreabă cât să-ți dau? Îi dau unul singur. 1. Nu cred că a fost în la el. Cât a rămas în locul lui? În locul lui a rămas corect. Și acum, 9 e foarte fericit. E foarte fericit cu ajutorul la 10. Și 7 și cu 10 împreună? 7 și cu 10 fac 17. Foarte clar, foarte clar. Te-ai descurcat minunat. Dar acum vreau, ultima, eu nu mai spun nimic, numai tu vorbești. Da? Ia să vedem. 6 plus 5. Egal? Păi... 6 mai mult decât 5. Așa. Așa că 6 se întreabă 5-le. Dă-mi și mie câțiva ca să mă fac și eu 10. Și 5 se întreabă cât să-ți dau? Îi dă 4. Așa.
Și rămâne aici cât? Acolo va fi 1. Ei, 6 și cu 4 cât face? 6 și cu 4 face 10, nu? Să completa 10. 10 și cu 1? 10 și cu 1 face 11. Perfect, perfect. Ia să mai vedem altul să vedem. 7 plus 6. 7 plus 6. Dar mi-e sigură, gata. Ești bine acum. 13. Oleu, pentru toate. Stai rău că nu știu asta. Eu nu m-am speriat acum. Eu nu știu să fac așa. Eu știu să o iau ușor, așa. Hai să vedem acum. Explică și prietenilor cum se produce dialogul. 7 plus încă 6 egal cu 13. Dar, eu spun 13, dar nu știu, am emoții. Dacă tu ne explici, mă descurca. Explică așa cum se întâmplă. 7, care e mai mare, cum am problemă. 7, care e mai mare ca 6? Întreabă pe 6. 6. 6, dăm și mie câtva ca să mă fac 10. Așa. Și... 6, spune. Dar cât vrei să-ți dau? Dacă vrei să-ți dau, vreau 7-le. 7-le. 7-le răspunde. Îi dăm ca 3. Și la 6 rămân 3. Așa. Și 7-le și cu 3 sunt fericit cu 10. Aici a rămas 3. Și 10-le sunt. 3 se lipește de 10 și face exact cum a spus că 13. Și tu acum să vedeți, ați văzut că nu am avut dreptate. Da? Tu o spui mie acum. Ați văzut că nu am avut dreptate, nu? Sigur că am avut dreptate. Mergem mai departe. 7 plus 9. 7 plus 9. 9 este mai mare ca 7. Și... 9 bate la ușă la vecin. La vecin, da, la vecin. 7 și treabă. 7, dar și mie câțiva ca să mă fac un vechi. Și 7 i-a dat 1. Din nou, din 7, da. Arăma 7. Bun, ăsta s-a ridicat aici, am făcut 10. Și acum cât fac în total? 6 și cu 10? 6 și cu 10? Egal cu 16. 16. Minunat. Știi ce îmi place dialogul ăsta care a fost? Foarte frumos. O să vezi tu câți prieteni o să ne urmărească. Pentru că și cei din America. Eu am o nepoțică în America. Care stă cu ochii pe tine. Se vadă cum faci tu socotele. Și ea va vorbi în engleză. Chiar nu știi prea bine românește. Dar înțelegi așa ceva. Și va fi în fața numai la tine cum să fac și fac adunări de ăsta. Ia să vedem că dată. Deci, să vedem cât face, să spunem, 8 plus 7. 8 este mai mare ca 7. Așa. Și 8 îl bate la ușa la 7. Așa. 7. Și întreabă, 7. Dă-mi și mie cât fac ca să mă fac un 10. Și 7. Și ce rămâne lucruri? Că să ne interesăm ce rămâne. Din 7, dacă scădeai 2, făcea 5. Perfect, perfect. Și ăsta 8 e foarte fericit. A primit pe 2 și a făcut aici încă 10. Și acum 10 și cu 5 trebuie să explici până la capăt. 10 și cu 5 face 15. Foarte bine, foarte bine. Din ce în ce mai bine și din ce în ce mai sigură. Dar ai fost tot timpul sigură. Pentru că se filmează și prietenii noștri trebuie să prindă lucrurile foarte corect. Da? Dar gândește tu, câți copii din țară vor să vadă filme de România? Din Moldova! Foarte mult se urmăresc menții din Moldova. Și pe Eva o văd că știe foarte bine și cum se descurcă ea este minunat. Ia să vedem altfel. Altfel. Cât face 8 plus 6? 8 plus 6. 5 mai mare. Păi, 8 e mai mare ca 6-le și 8 bate la
6, îi dă 2. Îi dă 2, perfect. Și 6 a rămas. Locul 6 a rămas. Aici s-a făcut mare bucurie, o dată de fericit, nu mai poate de bucurie, că a făcut 10. Și 10 și cu 4 se înfesc. Deci, și ceva? 14. 14, perfect. Perfect. Acum, hai să mai facem încă una, așa, da? Asta, dă-l două socotelor. Păi... șapte plus... șapte este eu plus... șapte plus 10. Oh, nu! Ai fost drăguț? Eu trebuie să fac asta. Șapte plus 10 sau impiți cât face? De ce spun eu? Șapte plus 10. Am dat răspuns bine. Pune-mi altă întrebare. Cât face 5 plus? 5 plus? 5 plus 7. Bun. Eee, povestesc eu acum. Da? Eu povestesc, spune, uite, dacă fac o greșeală. 7 este mai mare. 7 se duce la vecinul și zice... Da? Răspunde 5. Vecina, nu te supere. Am o problemă. Spune-mi de ce. Păi știi ce? Eu vreau să vă fac să devin 10. Zice 7. Vreau să devin 10. Bine, zice. Și știi ce rugămintea? Împrumută-mă tu cu ceva. Dă-mi ceva cu până la 10. Știi cât îmi trebuie? Stă, se gândește și 5-o. Se uită la 7 și se gândește, se gândește. A, da, îți mai trebuie 3. 3, deci chiar așa, 3 trebuie. Și dă de aici 3. Și rămâne 4 aici. Tu ești atent să nu greșesc. Deci 5, i-a dat 3 și rămâne 4 de fapt. Puțin ai greșit aici, pentru că la 5 când pleacă 3. Când pleacă 3, nu rămâne 4. Dar cât rămâne? Rămâne 2. Dacă n-ai fi fost tu aici, tu greșeam. Deci trebuie să fii foarte atentă. Eu mai greșesc, da? Deci atentă și mă corectez. 7 și cu 3, eu făcut 10. Și acum 10, când se greșește 2, fac 13. De 10 și cu 2, facem 13. 10 și cu 2 nu face 13. 10 și cu 2 face 12. Ah, iar am greșit. E foarte atent, e foarte greșit, foarte des. Foarte des. Pentru că nu eu prea știu bine și de aceea registrezi că greșesc tu, trebuie să mă corecteze. Ești atentă, da? Ochii pe mine, să nu fac o greșeală, că facem și de rușine. Rămâne pe filmuleț acolo greșelile mele și o spun profesorul ăsta nu știe mai nimic. Dacă nu era Eva, să-l ajute, greșea foarte des. Dă-mi apă să pădea, să fac eu. 6 plus 10 știu să fac. 6, 10 și cu 6 se lipește de 10, 6 și fac 16. Ha, mai descurcate. Dar vreau unea mai grea, așa, ca să-mi pun mintea la treabă. Asta o să fie de repetitiv. Dar cât face 10 plus încă 10? O, 10 plus 10. Asta o să fie mai grea. 10 plus 10. Adică... Dar 1 plus 1 îl faci. 1 plus 1 egal cu 2. 2. Și o 10 și o 10 fac 20. Ca și cum aș fi adunat pe 1 și pe 1. Fac 20. M-am descurcat! Vezi că m-am descurcat. Dă-mi la fel. Trebuie să mă încurci după ceva, da? Găsește o adunare ca să mă încurci pe poartă. 15 plus 10. 15 plus 10.
cineva să mă ajute. Sunt un prieten. Că tu ți-ai venit cu socoteala asta ca să mă încurci. Așa e? Spune-te. Da, tu ai putea să o faci. Bine, mi-am pus eu, eu mă dau bătute. Eu mă dau bătute, nu știu ce-o fac. Păi, dar de ce? Dacă mai încă 5, e sigur că face 15. Bun. Dar, da. Și dacă... Dacă dintr-un 10, păi 5, știi tu, face 15. Atunci 10 plus 15, cât ar face? Hai, 15. Da, mă, că nu știu. Dar hai să scriem pe 15 despre pute. 15 din cine înseamnă? O 10 și o 5. O 10 plus o 5. E 15 ăsta, da? Asta de aici. Și acum ce mai trebuie, mă? Încă o 10. Încă o 10. Deci l-am desfășurat pe 15, ca fiind 10 și 5. 10 și 5. Și cât 10 de astea? Acum, hai să adunăm. Câte 10 avem? Câte 10? Sunt 3 de 10, dar dacă sunt... Nu sunt 3, sunt mai 2. 1, 2. 2 de 10. 2 de 10, fac 20. 20. Face 20, am adunat 10 și-am pus 5-ul ăsta. Și face în final 20 cu 5. 25, da? 25. Țineți că m-am descărcat. Dar cum am venit aici? Pe 15 ăsta am scris desfășurat. 15 ăsta înseamnă un 10 și un 5. Și încă 10 asta, am adunat 10 și pe urmă cu 5 la 25. Dar încă una. Acum să mă prins, 100% mă prins. Se văd eu. Dacă mai am o curaj. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Wow, 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 wow. Ai, asta nu m-am gândit niciodată în adunarea asta. Adunarea asta m-a pus pe gând. Cine ai făcut tu? Eva, tu știi ce păcătură și se filmează? Păi să râde toată lumea de mine, eu nu știu să fac asta. Ce trebuie să fac eu acum? Ori să fug din fața camerei, ori să mă apuc să muncesc. Nu crezi? Așa fac. Trebuie de omul. Eu sunt o adunare foarte grea. Asta îmi trebuie pe sfârșitul ăla, am putea să o fac. Adunarea asta, unul plus doi, plus doi, o poți face. Dar mi-a ajuns pe noi acum, că eu trebuie să mă îndurisesc, nu prea mă descurc. Da? Deci nu prea mă descurc la adunarea asta. Eva, Eva, n-am cu ce face, Eva, n-am. Vezi acum câteva. Pur și simplu ne-am băgat într-o situație grea, foarte grea. Dar tu nici, cum ți-a venit ție minte sau plătea asta să o faci? Și mi-o dai așa de rău. Deci ea a zis așa. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Să vedem. Miruna, cum trece? 1 plus 9 fac 10. Fii atent. Fii atent că se descurcă. Uite, fii atent că trebuie că se descurcă. În lungă mine, Eva. Zice, auzi, Eva. Zice, 1 și cu 9. A făcut 10. Apoi, explică-i tu. 2 și cu 9 face 2. 2 și cu 9. 2 și cu 7 face 6. Da, da. Că, că. Uite, sunt patru, și mă sună așa și mă direcție, zic că dar e după oameni de-aia. Uite. 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 Am văzut, da, 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 m-a ajutat și părinții, m-a ajutat și tu. 10 plus 10 plus... Da, 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 da. Uite, eu sunt la școală și ar scriu bine. Acum la 4 și ce fac. Ar scriu scriu mai bine, el așteptam. 10 plus 10 plus 10. Da, da, da. Foarte tare!
Iată, am găsit răspunsul corect, este 55. Dar cum o vom avea? Adică să vedem, să descoperim și noi. Iată, da, vedem să descoperim. Deci, șmecheră de mine și n-am apucat pe să înțelegem nimic. Dar ea s-a gândit așa. Pe 10 de asta lasă deoparte. 1 și cu 9. Ea se face pe bucurul, așa, schifa, de tot. Deci, 1. 1 și cu 9. Au prima 10. După care, 2 și cu 8. Eva, mă urmărești? 2 și cu 8, cât face și 2 și cu 8? 2 și cu 8 face? Din nou face 10. Hai să vedem așa. Mă urmărești? Te rog. Nu cum ați greșesc. Ești atentă, foarte atentă. 2 și cu 8 fac 10. Dar 3 și cu 7. 3 și cu 7. 10, sigur, da, o zi, la altă 10. Și în sfârșit, hai să vedem pe 4 și cu 6. Uite cum face 4 și cu 6. Cât face și 4 și 6? 4 și 6 egal tot cu 10. Tot cu 10. Și acum aia zice și medie a fost. A numărat de-al de 10. 5 ăsta e trist, uite că ăsta e supărat. 5 ăsta se supăra și zice, eu ce să mă fac? Tu e mine, nu mai ia nimeni seama. Și noi suntem răgadere, mă. Pe cincele răgadere, e supărat. Foarte supărat cinciul. Ia uite cum stai aici, Cristo. Și acum zicem, câte zeci sunt? Una, uite, le mărăm pe una. Ești atent, da? Una, două, trei, patru, și cu asta 5. Da? 50. 50. Vom pune și noi egal cu 50. Da? 50. Și la 50 cât mai bun? La 50? Mă, ăsta tristul care a rămas. 50 plus 5? Cât face 50 plus 5? 50 plus 5 egal 55. 55. E nemaipomenit ce idee frumoasă a avut Miruna. Zi, te fericit, Miruna. Da? Te fericit, Miruna, pentru că e foarte interesantă. Că tu n-ai adunat așa. 1 plus 2 fac 3 și cu 3 6 și cu 4 10 și cu 5 15. Dar mai greu. Tu ai văzut foarte repede șmecheria asta 1 și cu 9 că fac 10, pe 2 și cu 8 fac 10, 3 și cu 7 face 10, 4 și cu 6 10 și cum ai numai la 10-le. Da? Câte 10 au făcut. Foarte bine, foarte, foarte frumos. Da, acum mai dăm tot socoteală, că ce ai făcut după aia, norocul va veni pe mâna și mă ascult din rugătătura. Te rog să dai mâna ta. Nu mai dăm piciorul și acolo, te scurărești și pe mâna. Te chem la vărit. Da? Te rog. Încă o socoteală. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15 plus 16 plus 17 plus 18 plus 19 plus 20. Ai, bine că uite. Ce mai frumos. Uitați-vă, dragilor, câtă convinge la 1 plus 2 plus 3 plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11, plus 12, plus 13, plus 14, plus 15, plus 16, plus 17, plus 18, plus 19 și plus 20. Mi-a fost o teamă că nu te urmești, te duci la 100, mă gândeam, zic, ce fac eu acum? Cum să ne descurcăm? Iruna, ne ajuți? Hai să vedem ce idei de mine aici. Dar spui mic, eu fac eu cu culoare, pot să dau? Ce ai mai aici? Acasă. 55. Uai, ce fain! Ai de mine, ce fain am făcut! Uai!
Așa. Miruna, uite ce a făcut. Ce minunat a făcut. O zic, asta le-am adunat mai devreme. Până aici fac 55. Foarte tare. Foarte tare. Deci 11 și 19, punctul 30. 12 și 18, iară 30. 13 și 17, iară 30. 14 și 16, punctul 30, da? Și întrebarea este, cât de altă 30 am? Deci 55 plus cât de altă 30? Ia să-i spui, un 30, un 30, 30, plus un 30. Și un 20 și un 15. 30. Păi zici 4 de altă 30, da? 40, da, 40. Și un 20. Și încă 20. Și un 15. Și un 15. Deci, hai să scriu eu, da? Că nu scriu prea frumos, dar parcă sunt mai frumos să fie, da? Deci, plus 30. Plus, ai zis, plus un 20. Și plus un 15, da? Ce face? Ia să vedem. Așa, fac 70. Așa. Iar 50. 60. Și-a rămas 30, da? Bun. Deci avem 70. Înțeleg așa. 70 odată. Plus cât ai zis, domnul? Plus 50. Plus 50. Așa. Plus 50, plus 60, plus 30, plus 60, și plus 30. Atunci dai să o bătere foarte greu și că nu fugi. Da? Ia să vede. E da, și să o bătere foarte greu și nu mai fugi. E lăsat așa. Dar uite, muncește foarte tare sujara ta. Și 70 cu 30 cu 100. Da? Și 50 cu 10 cu 110. Așa. Și acum hai să scriem. 110 plus 100, 210. 110 plus 100. Egal cu 210. Deci măcar nu știam că o adunare ca asta poate da. Da? Vezi, foarte, foarte interesant. Foarte interesant. Să nu mai întrebăm. O mai întrebăm ceva să ne spună, nu o întrebăm. Că dacă mai întrebăm, ne dă real și un rechiziție. Lung, lung, lung. Și mai bine atât la 30. Păi, pentru sfârșit să vă dau ceva foarte ușor. Pentru clasă pregătitoare sau pentru grădiniță. Când facem un plus, 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 20 plus 20 plus 2? 22. 20 plus 20. Da? Plus 8. 8. Haide, dictează mie. Te rog să-mi dictezi și eu să scriu aici. 50? Deci 20. Mie aici să-mi dictezi. Hai, hai să vedem că trebuie să vorbim, trebuie să vorbim, trebuie frumos. Da, deci 20, e nu-mi place, vin aici la mine. E bani, hai că rog, vin la rădiniță, da? Deci ai zis 20, plus 20. 10. Plus 10, da. Bun. Plus 17, nu? Și plus un 17, bine. Hai, Ivan, facem preună, ești atentă. Da? Te rog să fii atentă. Încheiem repede lecția. Cât de repede încheiem, da? 20 cu 20 cât face? 20 cu 20 face... 40. 40. Și cu 10 asta? Cu 10 asta... Face 50. Și mai sunt 10 aici. Mai sunt aici 10. 60. Și 7 le sunt fără masă, 60 plus 7, 60 plus 7, 67. 67. Bun. Ei, hai să vedem noi câte piciorușe
au trei pisici. Câte picioare și au trei pisici? Dar nu dai răspunsul de rată. Eu te cum fac eu. O pisică câte picioare? Are patru. Plus, cealaltă pisică? Cealaltă pisică are patru. Și plus cealaltă pisică? Patru. Cât fac asta? Asta e patru plus patru plus patru plus patru. Da? Ia să vedem cum gândim. Patru. Patru și cu patru, cât face asta? Patru și patru? Face opt. Opt plus patru. E, la opt plus patru, m-am stat de vorbă. Cine e mai mare între opt și patru? Păi, opt e mai mare la patru. Patru, optul vine la patru și întreabă optule. Patrule. Dar și mie că-ți plac că să mă fac un 10. Cât să-ți dau, întreabă patru? Și dă 2. 2. Și din patru a mai rămas 2. Și aici a rămas 2. Și atunci face aici 8 cu 2, face 10 plus 2, îi dau cu 12. Deci rezultatul final este 12. Așa. Haideți să vedem acum. Pentru 5 pisici. Câte picioare găsim la 5 pisici? Păi zicem, dacă sunt 5 pisici, câți de 4 trebuie să luăm? 5 de 4. Un 4, plus un 4, plus un 4, plus un 4, și plus un 4. Să vedem ce fac. 4 și 4? 8. Deci, și 8. Așa de zile tu te spui? Și. Deci 16. 8 pe o dată și cu spațiu ăsta. Și 8 și 8 trebuie să fac 16. Și rămâne mai departe egal cu 16 plus 4. 16 plus 4. Cum facem 16 plus 4? Da? 16 plus 4. Păi, e o 10. O 10 plus 6 și plus 4. Și acum 6 și 4. 6 și 4 face. 6 și 4 face 10. Și cu 10 asta? 10. 10 și cu 10? 10 și cu 10 e egal cu 20. 20. Foarte. Da, dragi doamne, iată ne s-au dus cred că timpul. Câte este ceasul? 3 și 25. 3 și 25. Încă suntem la ora ei. A, 3 și 25? Da, s-au dus timpul. Spune-mi așa. Dragi prieteni, astăzi v-am făcut o lecție foarte interesantă. L-am pus zicul, am făcut o lecție foarte interesantă. Am făcut o lecție foarte interesantă. Și l-am pus pe profesor la încercare. Nu? Tot, adică mi-ai dat niște chestii foarte grele. Și eu am avut șanse că am avut-o pe cine lângă mine de Miruna. De altfel o curcam. Da? Deci a făcut niște... Mai întâi ce a făcut? Am recapitulat tema de ieri, de data trecută. Și îți dau ție acum ca temă să adun până de la numele, de la 11 plus 12 plus 13 plus 14. Faci băgat asta. Cât faci? Apoi să faci 10 plus 15 plus 20. Asta două. Asta două le facem ca temă pentru la verificare, da? Să ai și tu un pic de temă. Și să numem la 7 pisici câte picioare sunt. 7 pisici, da? 7 pisici câte picioare au. Așadar, ne oprim aici. La revedere! O lecție foarte frumoasă. Deci astăzi, de nou, Eva m-a arătat. Știți ce se propune prietenii noștri? Toți cei care știu de Eva să meargă prin sac, prin orașe, orășele, de la clase și se spune există proful online, am făcut noi o lecție, am văzut cu Eva o lecție foarte frumoasă și ca să vadă și alți copii. Deci în felul ăsta o să ne bate cât mai mulți. La revedere, dragilor!